Scumpi prieteni a luminei speranței, cu lumina bucuriei în suflet și cu speranța în binecuvântarea lui Dumnezeu, vă salutăm din toată inima spunându-vă tuturor, Hristos a înviat! În puterea credinței în învierea lui Hristos, adeverim și noi împreună cu dumneavoastră împlinirea acestui fapt măreț spunând, adevărat! Adevărat că Iisus Hristos a înviat și viu rămâne în vecii vecilor. Primăvara nu întârzie să ne aducă bucuria naturii în plină viață. După cum mireasma, culorile și cântările primăverii vorbesc despre prea bunul nostru Creator, la fel și sfintele sărbători ale acestui anotimp aduc tuturor oamenilor mesajul lui Dumnezeu. Sărbătoarea Învierii Domnului are și ea un mesaj deosebit de important și frumos pentru fiecare din noi, iubit ascultător. Multe vești auzim în timpul vieții noastre, însă fără îndoială este faptul că ne plac veștile cele bune. Iar între veștile bune avem și veștile foarte bune, pe care le iubim și nu le uităm niciodată. În marea dimineață a învierii, atunci când vestea învierii s-a răspândit repede și cu putere transformatoare, ea a schimbat în inimile multor oameni starea jalnică și disperată, aducând în suflet, în minte și în grai, bucurie și fericire nemai întâlnită. Credem că Iisus Hristos a înviat și că s-a înalțat la cer. Dar bucuria acestei mari învieri a rămas. Cât de fericit suntem că Iisus ne-a lăsat-o! Îngerii au fost primii prin care a trecut această bucurie. Apoi a trecut prin inimile femeilor mironosițe, prin inimile apostolilor și de-a lungul secolilor, în inimile a milioane de oameni de pe pământ. Și bineînțeles, iată că o avem astăzi și noi. Fie ca această sfântă bucurie a învierii să strălucească și să triumfe în inimile noastre în puterea credinței, nădejdei și a dragostei și să ducem și noi măreața veste a învierii tuturor celor aflați în păcat și noaptea disperării. Strela
Împărăția ne duce în cerul azurii. A înviat iubirea, dați piatra la o parte, din inimi împietrite, nepăsătoare, reci, lăsați să vă inunde pe fiecare în parte dulcea iubire sfântă care rămâne în veci. A înviat lumina în vremi întunecate, nu țineți sub tradiții, sub obiceiuri seci, o puneți sus în sfeșnic, în candele curate, vă fie călăuză spre sfintele poteci. A înviat nădejdea și unica speranță, vestiți în gura mare, există încă har, victoria lui Iisus aduce siguranță, avea vom biruință, nu-i totul în zadar. A înviat viața, săltați de bucurie, moartea a fost învinsă și zidul ei surpat, deschisă este calea, poarta spre mântuire, să știe tot pământul, Hristos a înviat. Cum vedeți, și astăzi, în prima zi a sărbătorii Învierii, Dumnezeu a îngăduit să avem un program care este dedicat în întregime mărețului eveniment. Fie ca cuvântul și cântarea care va răsuna în această zi să înmulțească și mai mult harul și binecuvântarea lui Dumnezeu în fiecare din noi. În continuare, după cântarea Celui Înviat Mărire, fratele Ion Rusu va prezenta un mesaj biblic intitulat Puterea Învierii lui Hristos. Domnul să vă binecuvinteze! Celui Înviat Mărire, noi strigăm cu toți cântând, din mormânte ție lumea, viață și salvare din soare tu sol al dreptății, cum răsari măreți din nori, vesna morții risipești tu, cânte urs strălucitor, Iisuse vin, Iisuse vin, slavă și onoare, slavă.
cinstit și sfânt, unde lacrimi și suspine au stropit al tău mormânt. Peste groapa ta deschisă, drept toți îngerii în zbor, bine cuvântând ne cânte, cu al învierii cor. Iisuse, ca să nu existe rei. Doamne, Tu trăiești în mine, eu prin Tine voi urca. Doamne, fă ca prin mormânt eu să ajung la dreapta Ta. Iisuse, viu, Iisuse, frați și surori, scump prieteni, vă salut cu salutul glorios a învierii Domnului Iisus Hristos. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Problema omenirii actuale este că oamenii n-au intrat în esența acestui adevăr. A învierii Domnului Iisus, dar știu bine că fiecare, asemenea tuturor oamenilor de pe pământ, au nevoie de salvarea veșnică. Am întâlnit oameni care se zic că sunt credincioși, dar credința lor este superficială. Ei spun că realitatea vieții după moarte este extrem de îndoielnică. Moartea înseamnă despărțirea sufletului de trup, învierea din morți înseamnă reunirea sufletului cu trupul și spunând Hristos a înviat, noi adeverim că trupul mort al lui Hristos iarăși a devenit viu. Un om speră că când va sta înaintea judecății Domnului, Dumnezeu îl va ierta, fiindcă este bogat în bunătate și mare în dragoste. Este adevărat că Dumnezeu este bun și plin de îndurare, însă în același timp nu trebuie să uităm că și Dumnezeu este drept și sfânt. El niciodată nu va încălca legea sa. Acolo fiecare păcătos va primi răsplata dreaptă pentru viața pe care a trăit-o. Astăzi Dumnezeu propune tuturor oamenilor iertarea păcatelor prin credința în Salvatorul Hristos Iisus. Fiind fără de păcat, Iisus a luat asupra sa păcatele întregii lumi. Biblia spune, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, ca noi fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Frați și surori, predica de astăzi am intitulat-o Puterea învierii Domnului Iisus. Textul de încurajare propun ca să fie citit din Evanghelia după Matei, capitolul 28, chiar de la începutul capitolului. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat frica lui și au rămas ca niște morți, dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zicea Domnul și duceți-vă repede, spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Despre învierea sa, Domnul Iisus Hristos a vorbit ucenicilor săi nu o singură dată. De exemplu, în Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetul 31,
Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor despre moartea și despre învierea sa și le spune următoarele cuvinte. Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Tot în această Evanghelie după Marcu, capitolul 14, dacă ne uităm, versetul 26, găsim următorul lucru. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele maslinilor, Iisus le-a zis, în noaptea aceasta, toți veți avea un prilej de poticnire, pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Avem și alte texte biblice care mărturisesc despre faptul că și Domnul Iisus Hristos a vorbit ucenicilor și nu o singură dată, căci El trebuie să pătimească și a treia zi să învie. Dar femeile merg în grabă. La ucenici le spun vestea și în Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 9, 10 și 11, ne vorbesc despre aceea că ucenicilor cuvintele care le spuneau femeile păreau ucenicilor basme și nu le credeau. Evanghelistul Ioan descrie că Petru și Ioan au alergat la mormânt când au auzit vestea învierii Domnului. Căci tot nu pricepeau că după Scripturi Iisus trebuia să învieze dintre cei morți. Frați și surori, problema a rămas actuală și în zilele noastre. Mulți oameni răspund la salut, Hristos a înviat, dar cu adevărat ei nu cred în înviere dintre cei morți. Și Apostolul Pavel, în prima sa epistolă către Corinteni, este nevoit ca să ne spună și nouă despre însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos. Și în capitolul 15, începând de la versetul 12, Apostolul Pavel ne spune următoarele lucruri. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejde în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Omenirea, frați și surori, a ajuns într-o stare spirituală nenorocită, pentru că ei n-au pătruns în esența adevărului învierii Domnului Iisus Hristos. Ei nu cred în învierea din morți. Omenirea până și în ziua de astăzi caută dovezi. Un judecător, ca să scoată o sentință a unui infractor, are nevoie din mărturie a 2 sau 3 martori. În epistola Apostolului Pavel către Corinteni, tot în acest capitol, iată ce ne spune Apostolul Pavel despre martorii care au văzut că și Domnul Iisus Hristos a înviat. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a 3-a zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. La urmă s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor, după ei toți mi s-a arătat și mie. Frați și surori, am calculat, sunt peste 500 de martori care au văzut mărturia învierii Domnului Iisus Hristos. Și oamenii până în ziua de astăzi nu cred. Puterea învierii Domnului Iisus Hristos lucrează în viața omului într-un mod miraculos.
Să luăm de exemplu pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, care era un om religios în religiunea lui, dar era mort în Hristos. Puterea învierii Domnului Iisus nu a influențat asupra sufletului său, dar când s-a întâlnit cu Domnul Iisus, Apostolul Pavel mărturisește că pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. În Filipeni, capitolul 3, de la 7 la 10, el mărturisește și spune că lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere. El le consideră ca un gunoi când le pune cu prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, puterea învierii Domnului Iisus Hristos a înviat și sufletul Apostolului Pavel. Prin puterea Domnului Iisus Hristos, omul care este păcătos devine un sfânt. Omul care este un rău făcător ajunge un om bun. Un om necredincios ajunge un om credincios. Dintr-un om sortit perzerii ajunge un sfânt, un moștenitor a împărăției lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vorbește și spune: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Ioan Botezătorul, la râul Iordan, când se apropie Domnul Iisus Hristos ca să primească botezul, el face o mărturisire frumoasă despre Domnul Iisus. El spune următoarele: Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Apostolul Pavel la Efeseni, în capitolul 5, versetul 2, mărturisește și spune că Hristos s-a dat pe sine însuși pentru noi. Apostolul Pavel în Corinteni vorbește și spune că și Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Tot în Corinteni mărturisește Apostolul Pavel că și Domnul Iisus Hristos s-a făcut sărac ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Evanghelistul Marcu ne vorbește și spune că fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci să-și dăi viața răscumpărare pentru mulți. Prin sângele Domnului, Apostolul Pavel la Efeseni vorbește și spune că și noi avem iertarea păcatelor. Să recunoști că ești păcătos și să ceri iertare de la Dumnezeu înseamnă că crezi în Dumnezeu și în puterea învierii Lui. Omul credincios după moarte nu va învia pentru a fi judecat. El va învia pentru viața veșnică, pentru o viață nouă, veșnică, împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos. Scump prieten, dacă inima ta nu este curățită de păcate, ai grijă de aceasta. Dacă ai bucuria mântuirii Domnului, stăruiește și mai departe, străiește o viață curată, sfântă, neprihănită, să-L reflecți pe Domnul Iisus Hristos în inima ta. Aș dori ca toți cei care ascultă mesajul dat, într-o bună zi să ne întâlnim împreună în împărăție veșnică a Domnului Iisus Hristos. În această zi măreață a învierii Domnului, este potrivit, frați și surori, să ne punem întrebări. Doamne, dacă vei veni Tu și mă vei cântări în cumpăna neprihănirii Tale, cum mă vei găsi? Domnul să ne binecuvânteze, frați și surori și scump prieteni, ca în orice moment să fim găsiți credincioși Domnului și puterea învierii Domnului să aibă un efect pozitiv în viețile noastre. Amin. Cântăm, slăvim și onorem pe Cel ce s-a jertfit și-n veci ne-a mântuit. Iisus este Fiul, e adevărat, Cel crucificat.
Iisus este viu, e adevărat, Cel crucificat a înviat. Azi cu toți cântăm, pe Domnul lăudăm, din morți a înviat al nostru împărat. Iisus este viu, e adevărat, Cel crucificat a înviat. Cântăm și-L glorificăm, Hristos a înviat, cântați neîncetat. Iisus este viu, e adevărat, Cel crucificat a înviat. Iisus este viu, zilele acestea ne-am amintit din Evanghelie despre copiii care lăudau pe Dumnezeu, aducând cu bucurie osanale în templu. În ciuda faptului că au stârnit ura unor conducători religioși, Iisus a lăudat și a încurajat acești copii și părinții lor spunând: dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. O, cât de mare și frumos este adevărul! Ferice de părinții care cred cuvintele Domnului Iisus și învață copiii să nu tacă, ci să-L slăvească din toată inima pe Iisus, încă din fragida lor copilărie. Și la fel putem spune și despre copii: ferice de copiii care au părinți credincioși și mereu grijulii pentru sufletele lor. Deci fie primită de Cel înviat lauda și mărirea pe care o vor aduce în continuare copiii. Oh,
a înviat Iisus Hristos, de ce îl cauți oare? Pe cel ce-i viu în veci de veci, în loc din piatră tare. A înviat Iisus Hristos, privește tu în grabă, mormântul rece și pustiu și pânza lui cea albă. El este viu și nu-i aici, căci a călcat pe moarte, dar tu, femeie, de ce plângi cu lacrimi prea curate? A înviat, te du la-i săi, ce stau în așteptare, și spune-le la toți cu zel această veste mare. Le spune tuturor că el a biruit robia și a pășit printre străjeri să îmbrace nemurirea. A înviat și-i viu acum, și nu va fi vreodată la ușa recelui mormânt vreo piatră răsturnată. Și nu-l vor mai păzi aici cu sulițe ascuțite, căci de acum va fi mereu în locurile sfinte. Dar tu te du, o, nu mai sta, și spune bucuria, că mort a fost, dar azi e viu, a înviat Mesia. Dragi prieteni, vă amintiți despre cei doi ucenici ai Domnului pe care i-a întâlnit Iisus după înviere în drum spre satul Emaus? Ei nu l-au cunoscut, dar după ce Iisus le-a deschis mintea ca să înțeleagă că învierea lui era profețită încă din vechime în Scripturi, l-au cunoscut și s-au dus cu mare grabă la ceilalți ucenici, ducându-le vestea că Domnul a înviat cu adevărat. În aceste zile avem multe ocazii minunate să auzim din Scripturi despre învierea Domnului. Cândva Dumnezeu a spus despre poporul său: vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe și pe copiii lor să le păzească. Fie îndurător Dumnezeu la fel și cu noi, să ne deschidă mintea, ca și celor doi ucenici, ca să putem înțelege mai bine atât învierea, cât și pe cel înviat. Numai așa vom putea cunoaște măreția și puterea acestui eveniment unical în istoria omenirii. În continuare,
fratele Vladimir Damian ne va prezenta un mesaj biblic intitulat Triumful Învierii. Fie binecuvântată audiția noastră! Dragi ascultători, suntem în plină sărbătoare, totul este îmbibat cu atmosfera biruinței, deoarece zilele acestea ne amintim de glorioasa înviere din morți a Domnului Iisus. Se tot aude salutul frumos, Hristos a înviat și cu adevărat a înviat. Cuvinte pline de har rostesc predicătorii Evangheliei, cântăreții și toți credincioșii Domnului. Căutăm cele mai alese cuvinte ca astfel să redăm triumful nostru ca reflexie la măreața învierii a Domnului Iisus. Glorie lui Dumnezeu! Foaia frățească la tematica învierii începe cu cuvintele Paștele este triumful lui Hristos. Iar lucrul acesta devine și mai frumos prin faptul că și noi, cei răscumpărați, intrăm în triumful învierii lui Hristos, iar starea aceasta de lucru ne conduce la tema viitorului, aș vrea să zic tot la înviere, dar la învierea noastră care va avea loc în viitor. Aș vrea să cugetăm în continuare anume la această temă despre triumful învierii. Primul loc din Biblie care vreau să-l citesc este 1 Petru, capitolul 1, versetul 21. Aici scrie așa, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Și în acest verset vedem că Dumnezeu l-a înviat din morți și învierea din morți a fost urmată de slavă, iar în limbajul predicii de astăzi noi numim lucrul acesta triumful acestei lucrări dumnezeiești, adică triumful învierii. Vreau să cugetăm în primul rând despre istoria învierii Domnului Iisus sau cum a fost lucrul acesta și în continuare tot așa să continuăm cugetările noastre. Dacă vorbim despre învierea Domnului Iisus sau istoria învierii, în primul rând ne amintim despre Golgota sau ce a fost la Golgota. Haideți să vorbim simplu și anume că în ziua de vineri, așa cum citim în Biblie și așa cum socotim noi zilele sau vremurile, în ziua de vineri a fost răstignirea Domnului Iisus. El a fost răstignit pe cruce și a murit. Așa citim în Biblie. Măcar că noi am putea să adăugăm aici următoarele lucruri, că așteptarea omenirii a fost altceva, a fost blestem. E semnificativ lucrul acesta, după cum citim la Maleahii 4:6, acolo citim următoarele cuvinte. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ultimul cuvânt din Biblie al Vechiului Testament este blestem. Ziceam că așteptarea omenirii a fost blestem după cum scrie aici. Și de fapt ce înseamnă lucrul acesta? Noi cunoaștem din sursele istorice despre aceea că Dumnezeu aproximativ 400 de ani nu a vorbit cu poporul său sau nu a dat descoperiri, a fost 400 de ani de tăcere după acest cuvânt, după acest ultim cuvânt al lui Dumnezeu, blestem. Și sigur că așteptările omenirii sau mai ales în poporul lui Israel a fost nu bune pentru că ei așteptau în mod normal blestemul sau urgie sau mânie lui Dumnezeu din cauza păcătoșenii lor, din cauza abaterii de la cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, primul cuvânt din Noul Testament este anume nu te teme. Asta a fost primul mesaj din partea lui Dumnezeu pentru primii oameni care au primit descoperiri din partea lui Dumnezeu. Ei au auzit în primul rând acest lucru încurajator din partea lui Dumnezeu, nu te teme. Și de fapt, de ce noi legăm lucrurile în felul acesta? Pentru că dacă poporul Israel și prin urmare omenirea a așteptat urgia sau pedeapsa sau blestemul lui Dumnezeu pentru păcat, Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta. Dumnezeu a binevoit ca în dragostea sa cea mare să nu pedepsească omenirea, dar păcatul omenirii să fie pus asupra Domnului Iisus, cel care a fost nevinovat.
Acolo, la Golgota, prin Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl a făcut marea împăcare, așa cum zice Scriptura. La 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19, iată ce citim aici, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Iar Coloseni 1 cu 19 și 20 citim minunatele cuvinte care spune așa, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, adică în Hristos, și să împace totul cu sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri. Asta citim în privința acestei stări de lucruri, că așteptările poporului erau rele și Dumnezeu, în marea sa dragoste, a făcut altceva. L-a dat pe Domnul Iisus, care a murit pe cruce, la Golgota, în ziua de vineri. În dragostea sa cea mare, El a făcut lucrul acesta. Dacă continuăm cu cugetările noastre, trecem imediat la ziua de duminică, cea de-a treia zi, și acolo s-a întâmplat istoric învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. Cum au fost evenimentele din această zi, din zorii zilei în această duminică, în duminica învierii? Noi citim despre aceea că a fost un mare cutremur, Matei 28:2, acolo spune așa că și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, asta a fost în zorii dimineții. Apoi Matei 28:2 spune căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvelit piatra de la ușa mormântului. Piatra era o problemă pentru cei care veneau la mormânt pentru că era grea și nu puteau să o dea la o parte. Femeile vorbeau despre asta, dar lucrul acesta l-a făcut un înger al Domnului, așa spune cuvântul aici. Alt eveniment ce s-a întâmplat în această dimineață, Matei 28, versetul 4, străjerii au tremurat și au rămas ca niște morți. Apoi s-a întâmplat următorul lucru despre care spune Biblia, Matei 28, versetele 5 și 6. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Și asta înseamnă, cu alte cuvinte, că îngerul de la Dumnezeu a vestit mesajul învierii Domnului Iisus. Iată, am enumerat aici pe scurt care au fost evenimentele în zorii dimineții, în această zi de duminică, ziua învierii Domnului Iisus. În următoarele zile citim în Biblie despre aceea că Domnul Iisus s-a arătat la mai mulți frați. Lucrul acesta îl citim la 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 5 până la 8. Aici spune așa, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După ce s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au dormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unii stârpituri, mi s-a arătat și mie. Acestea sunt cuvintele apostolul Pavel care scrie și el arată aici despre aceea că Domnul Iisus s-a arătat la mai mulți frați și la urmă i s-a arătat și lui ca o lucrare specială. Asta s-a întâmplat în următoarele zile după învierea Domnului Iisus. Cum vorbeam că în prima zi, în duminica învierii, Domnul Iisus a fost câteva evenimente, anume la învierea Domnului Iisus. Apoi am spus aici câteva lucruri sau câteva arătări la alți frați și asta s-a întâmplat așa cum citim în Scripturi. Nu am avut de gând ca să mă rețin mult la asta, am vrut numai să ne amintim despre evenimentele cum au fost în ziua învierii și următoarele zile, așa pe scurt, și aș vrea să mai cugetăm puțin în continuare despre impactul învierii lui Iisus Hristos sau ce însemnătate are asta pentru credincioși și pentru toată omenirea. Noi citim în cuvântul lui Dumnezeu despre ce că Hristos este pârga celor adormiți. 1 Corinteni 15:20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Pârga
înseamnă că El este primul înviat din morți. Și aici ar fi cazul să adăugăm o mențiune, să facem că până la Domnul Iisus au mai fost oamenii care au înviat din morți, chiar Domnul Iisus pe unii i-a înviat din morți, dar toți aceștia care au fost înviați odată, mai înainte, ei au murit din nou, pentru că asta este rânduiala lui Dumnezeu. Și în conjunctura aceasta de cuvinte sau de cugetări, este corect să zicem, precum scrie, că Domnul Iisus este primul înviat din morți, adică pârgă. Pentru că oricine a mai înviat mai înainte a murit din nou, iar Domnul Iisus nu moare niciodată și lucrul acesta sună atât de frumos în cuvântul lui Dumnezeu. Asta găsim scris la Romani, capitolul 6, versetul 9. Și aici citim următoarele cuvinte. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Lucrul acesta pare simplu și elementar, dar este atât de important să găsim scris în Biblie anume aceste cuvinte, că cel care a înviat, Hristosul care a înviat din morți, nu mai moare, pentru că moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Așadar, vorbind despre impactul învierii Domnului Iisus, în primul rând, asta e bine ca să ne amintim că lucrul acesta este atât de fundamental și atât de temeinic, în primul rând că Hristos este primul din morți, mai departe că El nu mai moare niciodată, lucrul acesta este hotărât din punct de vedere dumnezeiesc și fundamental despre care citim în Biblie. Apoi, impactul învierii ne privește și pe noi, și anume, din nou aș vrea să subliniez că lucrul acesta îl găsim scris atât de clar și atât de simplu în Sfânta Scriptură. Iată ce spune Scriptura la 1 Corinteni 6, 14. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Observați câtă încurajare primim noi, cei care am primit jertfa lui Hristos, am crezut în El și datorită învierii Domnului Iisus, datorită acestei puteri de viață, la fel vom învia și noi prin puterea lui Dumnezeu la vreme potrivit. Aș vrea să adăugăm aici, cugetând așa, că toate lucrurile au sens în baza învierii Domnului Iisus. Și viața noastră are sens, măcar că ea are multe greutăți, dar are sens. Și moartea noastră are sens pentru că noi mergem la Domnul și viitorul și tot ce este cunoscut sau necunoscut din noi, noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi suntem credincioșii Lui și în baza învierii Domnului Iisus avem un viitor minunat și toate lucrurile care le întâlnim noi astăzi pe pământ, fie lucrurile care ne bucură sau cele care ne întristează, indiferent, toate lucrează spre bine pentru că toate lucrurile au capătat sens în urma acestui impact sau în urma învierii Domnului Iisus. Mai spune cuvântul lui Dumnezeu despre ce e că toți vor învia. Vreau să pronunțăm câteva cuvinte despre ce e că absolut toți oamenii vor învia, dar nu vreau să mă rețin mult la asta, pentru că în contextul acestor cugetări nu se potrivesc lucrurile acestea, aș vrea să vorbim despre altceva, dar cuvântul spune așa la 1 Corinteni 15:22, așa, și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Eu aș vrea să subliniez lucrul acesta, că absolut toți oamenii vor învia din morți, inclusiv și cei necredincioși, cei care n-au primit Evanghelia sau nu au crezut în Domnul Iisus. Dar, cum spuneam despre asta, altă dată, în alte împrejurări. Acum aș vrea să cugetăm despre învierea credincioșilor, cei ce ne privește pe noi sau este partea noastră. Iată cum se vor întâmpla evenimentele acestea. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre ultima trâmbiță că va suna, spune că când va suna trâmbița, credincioșii vor învia. Și evenimentul acesta, când va suna trâmbița și credincioșii vor învia, se numește împreună legat sau luat, se numește răpirea bisericii sau luarea bisericii la cer. Aici aș vrea să aplicăm Biblia
să citim două locuri din Biblie, și anume 1 Corinteni 15:52 și 1 Tesaloniceni 4:16-17. Primul loc de aici spune așa: trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Iar Tesalonicenii spune așa: căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Iată ce cuvinte minunate citim în Biblie despre învierea credincioșilor sau despre ceea ce urmează în viitorul apropiat. Aici ar fi bine și corect să adăugăm că asta este prima ceată despre care spune Biblia, prima ceată celor înviați, asta va fi la răpire, și următoarea ceată va fi înaintea mileniului sau înaintea împărăției de 1000 de ani. Lucrul acesta este scris clar în Biblie, la Apocalipsa 20, versetele 4 până la 6. Nu să citim locul acesta din Biblie, dar amintim despre aceea că aceasta este prima înviere. Aici se menționează la Apocalipsa 20 că și prima ceată și a doua ceată mai degrabă că se potrivesc pentru întâia înviere. Acolo spune că ferici de cei care au parte de întâia înviere, iar acolo spune în continuare despre cei că ceilalți morți n-au înviat. Astea sunt lucruri care ne răscolesc inimile noastre în modul cel mai triumfal, dar și cel mai serios. Iată ce cugetări biblice avem noi la această temă despre cei că credincioșii vor învia, sau vorbim despre triumful învierii. Și cugetând așa, haideți să ne amintim despre Apostol Pavel, care vroia cu orice chip să ajungă la această înviere, la această întâi înviere. Filipeni 3:11. El redă în astfel de cuvinte starea aceasta lui. El era atât de dornic ca să ajungă la acest moment, să se întâlnească cu Domnul Iisus, să ajungă la această înviere din morți. Și la încheiere aș vrea să spunem următoarele. Dacă vă amintiți, noi vorbeam la început în aceste cugetări, în această predică, că Paștele este triumful lui Hristos. Și aș vrea să spun mai mult ca atât, că învierea lui Hristos este și învierea noastră din morți. Și asta în viitorul apropiat. Noi am citit despre aceea că Hristos, cel înviat din morți, nu mai moare, prin urmare nu va mai fi o înviere a lui Hristos. Asta deja a fost în trecut, istoric, dar sigur că va fi învierea noastră din morți în temeiul învierii lui Hristos. Iată, acesta este triumful nostru, pentru că noi triumfăm și inimile noastre sunt pline de bucurie că Hristos a înviat, dar cealaltă parte acestei sărbători și acestei bucurii este că noi vom învia în Hristos în viitorul apropiat. Dea Domnul ca cugetările acestea să fie pentru încurajarea noastră, aflându-ne în această stare de sărbători. Așadar, avem triumf în inimile noastre, amintindu-ne că Hristos a înviat și amintindu-ne că și noi vom învia în Hristos. Hristos a înviat, cu adevărat a înviat. Amin. Ai înviat, căci ești izvorul vieții, acum trăim și noi prin jertva ta. Tu ne-ai deschis noi zori ai dimineții și imnul nou ne-ai dat pentru a-ți cânta. Ai înviat, ai înviat, să fii înviat.
veci glorificat. Tu ești stăpân și salvator, în veci-ți cânt al meu păstor. Prin crucea ta eu merg spre biruințe, căci inima mi-a robită de păcat. Mi-ai preschimbat, om plin de credințe, pe veci cu tine tu ne-ai împăcat. Ai înviat, ai înviat, să fii în veci glorificat. Cânta-o meu bucurie, și toate de la tine le primesc. Cu tine eu pășesc spre nemurire, în țara unde sfinții locuiesc. Ai înviat, ai înviat, să fii în veci glorificat. Cânta al meu păstor. Ai înviat, ai înviat, să fii în veci glorificat. Tu ești stăpân și salvator, în veci cânta al meu păstor. A fost o înviere. Ce bine-i că a fost, căci fără ea nici lumea, nici viața n-aveau rost. Nici dragostea, credința, nici faptele, nimic. Și universul mare cât ar fi fost de mic. A fost o înviere, căci moartea n-a putut să-l țină în robie pe cel fără început. S-a clătinat pământul, puterile s-au frânt, când Domnul, Prințul Vieții, învie din mormânt. A fost o înviere și alta va mai fi, o simt tot mai aproape cu fiecare zi. Nu moartea e stăpână, căci n-ar fi drept așa. A fost o înviere și alta va urma. Din morți a înviat Prințul păcii pe moarte călcând. Prin triumf glorios viață-n dar mi s-a dat, iadul n-are putere nicicând. Aleluia îi cântă și îngeri în cor, e un imn ce răsună în zer. Aleluia pământul se alătură lor, an de an aducând primăveri. Azi Hristos a înviat, gloria e a Lui, arpa ta
să-l cânte lui iar. Universul întreg te așteaptă să spui, din mormânt Iisus a înviat. Aleluia îi cântă și îngeri în cor, e un imn ce răsună în zer. Aleluia, pământul se alătură lor, andean aducând primăveri. Azi Hristos a înviat, gloria e a Lui, harpa ta să-i cânte lui iar. Universul întreg te așteaptă să spui, din mormânt Iisus a înviat. Scumpi ascultători, iată că ne apropiem de finele acestui program de sărbătoare. Deși programul nostru propriu zis se sfârșește, sărbătoarea noastră continuă. Sperăm că în aceste zile Dumnezeu va umplea inimile noastre cu mult har și pace, ca să putem sărbători cu dragoste și fericire sfântă. Fie ca bucuria învierii să crească tot mai mult în noi prin credință dorul și așteptarea întâlnirii cu Iisus și cu toți ai noștri dragi care au adormit în Domnul. Să veghem, deci, și să nu lăsăm vrăjmașul sufletelor noastre să ne tulbure izvorul sfânt, după cum spunea odată poetul român. În pieptul zbuciumat de doruri, eu simt ispitele cum sapă, cum vor să-mi tulbure izvorul din care sufletul se adapă. Să continuăm, deci, în aceste zile sfinte să bem din izvorul vieții și să invităm cu dragoste și râvnă și pe alții la Iisus, care este apa binecuvântată a vieții noastre. Ținem să anunțăm că ne puteți asculta și în continuare la programele săptămânale ale Luminii Speranței. Sfârșim programul de astăzi, dragi prieteni, cu cântarea Viu e Hristos. Vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Hristos, e Viu Salvator.
El a strâns.